Scandalul a început pe strada Victoriei din Slatina, când au ajuns polițiștii, agresorii fugiseră deja de la fața locului. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că un cetățean fusese agresat de mai multe persoane necunoscute. Polițiștii au întocmit acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și desfășoară activități în vederea identificării persoanelor care l-au agresat pe cetățean. Bărbatul rănit a fost transportat la spital, acolo s-au strâns și rudele acestuia care au venit pregătite să îl răzbune. Acei cetățeni care s-au considerat a fi victime s-au adunat în zona spitalului de urgență pentru a-și sprijini rudele care erau intente la spital, venind, având asupra lor și obiecte contundente, respectiv niște bucăți de lemn și unul dintre ei a avut chiar o secură. Când au văzut polițiștii, scandalagii au aruncat bâtele. Surse din rândul anchetatorilor spun că în altercații ar fi fost implicați mai mulți membri ai clanului sportivilor și cetățeni de etnie romă. Aceștia au mai avut probleme cu legea și în trecut. Scandalul a fost surprins de camerele de supraveghere din oraș, iar imaginile au ajuns la poliție.